Mai multe străzi din municipiul Giurgiu vor intra într-un amplu proces de reabilitare a infrastructurii în cadrul proiectului Euroregiunea Giurgiu-Ruse cu Coridorul Paneuropean de Transport, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria. Valoarea totală a proiectului este de aproape 7 milioane de euro. Este vorba de un proiect comun cu orașul Ruse. Primăria din Ruse va reamenaja, consolida și frumusețea bulevardul Tuta Cran, iar primăria Giurgiu va reabilita unele segmente de drum care fac parte din coridorul pan-nou european. Este vorba de bulevardul București de la intersecția cu, de la sensul giratorului de la spital până la intersecția cu strada Gării. Este vorba de strada Nicolae Bălcescu până la piață. Este vorba de strada Vlațepeș până la intersecția cu Mihai Viteazu, deci până la Abator, și de la Abator până la pe Mihai Viteazu până la Steaua Dunării, până la sensul giratorului de la Steaua Dunării. În perioada imediat următoare, constructorul care va efectua lucrarea asigură că se vor respecta termenele prevăzute în contract și normele prevăzute în realizarea lucrărilor. Eu vreau să asigur municipalitatea că firma noastră va depune toate eforturile pentru a respecta condițiile contractuale, respectiv termenul, să ne încadrăm în termenul de lucrări, atât în termen cât și în condițiile de calitate cuprinse în documentația tehnică, în caietul de sarcini, respectiv anexă a acestui proiect important. Au fost incluse mai multe segmente de drum ce leagă centrul orașului de zona de frontieră, în lungime totală de 2411 metri, precum și realizarea a două sensuri giratorii pe acest traseu, unul în zona Sârguința, iar celălalt la Abator. Pentru că iarna bate la ușă, vor începe cu reabilitarea și modernizarea trotuarelor, iar din februarie-martie vor începe lucrările pentru infrastructura stradală.